Bună seara! Bună seara! Care este talentul dumneavoastră? Suntem păstrătoare al folclorului adevărat și a doinei vechi românești care este pe calea de dispariție. Copilă sohorească și-n gruma să o învârcească. Da, mânasca e mai tare, ai lai, 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 să ajungem să cu sare, ai, la, da, da, la, da, 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 la, tărăușu băutat-lin, de mânasca iașălin, ai, da, dragile noastre, ne bucurăm foarte mult că ne-ați arătat acest obicei de nuntă, cred că este unul dintre cele mai frumoase. Mă bucur foarte mult că ați venit să ne arătați această mică parte din folclorul nostru. Și ne suntem îndrăgostite de vocea dumneavoastră atunci când cântați muzică populară. Mulțumesc din suflet, mulțumesc! Eu zic că în epoca asta în care totul înseamnă megabits, Wi-Fi, electro, avem nevoie de un moment din ăsta. Vocea voastră sună cu adevărat special, adică nu mi-a fost dat să aud până acum asemenea interpretare. Ceea ce arată că, uite, mi-e străină latura asta și e păcat și vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut-o cunoscută. Eu vă spun da din toată inima. Vă mulțumesc! Răspunsul meu este da, cu admirație. Andy, susțin total demersul celor două doamne. Da. Felicitări, mergeți în etapa următoare. Doamne ajută! Doamne ajută! A fost extraordinare. Foarte bine, dar eu supărată că împătrână. Și-aș vrea să-și o mai tânără să poți și înainta. Dar așa nu știu cât. Când voi putea merge mai departe. Revenim în culise, ne scuturăm o țâră și ca în basmele din popor ne întâlnim cu o măicuță bătrână și a ei fică bună. Bună seara! Bună seara! Ați venit pe la noi! Da, am venit să văd și orașul. Și să luați marele premiu. Mă numesc Zenuța Purja, din județul Bistrița Năsăud. Am 43 de ani și am venit însoțită la acest concurs de rasodul popular Teodora Purja, care este mama mea. Am venit aici pentru ca să cânt o doină bătrânească, ca să nu uite tineretul teamu, că cum am fost noi bătrâni, cum am horit eu la sărșele, la sapă și eu nu vreau să le uc, mi-e drag și vreau de jață. Noi vă mulțumim că ați venit, vă așteptăm pe scenă și vă ținem pumni. Haideți! Bună seara! Bună seara! Care este talentul dumneavoastră? Suntem păstrătoare al folclorului adevărat și a doinei vechi românești care este pe calea de dispariție. No, asta e foarte bine. Avem nevoie de așa ceva. E foarte ceva. Bine că se păstrează, sper că nu e foarte bine că e doina pe calea de dispariție. Da, că se păstrează. E foarte, foarte bine ceea ce faceți. Și am să vă rog, înainte să trecem mai departe, să ne spuneți puțin
ce este cu costumele? Deci eu mă îmbrac în costum dacic, așa cum este și mama mea îmbrăcată acum. Ce, din ce zon? Ce vechime are costumul? Peste 100 de ani. Wow! Îți dai seama? Bun, și în această seară... În această seară am venit cu frameni din obicei de nuntă și cu horile vechi cu noduri. Horea cu noduri este un stil de interpretare foarte bine de pe vremea iubăgiei, când biciul asupritorului cădeau iobagilor pe spate, iobagii nu igneau, ci cântau și durerea în cântec se transforma în noduri. Am văzut că acest stil se pierde și de când am început să cânt, am urmărit întotdeauna să aduc în atenție acest folclor vechi, străvechi, care a intrat anul acesta în patrimoniul UNESCO. Este o valoare a românilor și este păcat să se piardă.